Dacă ieșeați pe scara blocului la noi la Reșița în vreme de post, auzeai tot timpul vorba asta. Auzi, vecină, tu ce ai mai gătit de post? Că nici nu știu ce să mă mai fac cu ai mei. Și de-abia început postul, adică... Exact. Dacă rămâi fără idei după două zile... În perioada asta trebuie să fim un pic mai informați și un pic mai creativi în bucătărie, mai ales familiile care țin pe bune postul. Aura este în Piața Obor, să vedem dacă avem opțiuni acolo, că la urma urmei din piață pleacă postul pe bune. Bună dimineața! Neața Dani, neața băieți, într-adevăr în piață avem foarte multe opțiuni pentru că au apărut trufandalele de primăvară și astăzi o să vorbim despre spanac pentru că e și ziua internațională a spanacului, iar prietenul nostru, nutriționistul Cristian Mărgărit, ne va spune cum ar trebui să preparăm spanacul pentru a-i păstra beneficiile, nu pentru a ne bucura de beneficiile lui. Pare minunat, l-am și gustat, e foarte bun și aici sunt tot felul de alte plante, inclusiv de pădure, că am întrebat, le urdă un tișor măcriș. Spanacul este ceva mai deosebit, îl găsim și în restul anului, spre deosebire de celelalte. E bine să-l opărim și să aruncăm apa, mai ales dacă frunzele sunt mari, au acid oxalic, un acid organic ce poate avea și efecte secundare negative, mai ales la cei care sunt predispuși la pietre la rinichi. Mai ales că spanacul are și multe alte beneficii, vitamine, minerale, ne gândim la vitamina C, într-o cantitate rezonabilă, magneziu foarte mult, ceea ce e foarte important, nu atât de mult fier, deci nu suntem papai neapărat, dar acest magneziu este extrem, extrem de important, în special pentru relaxare, pentru contracția musculară, deci un mineral extrem de bun pentru odihnă, pentru controlul stresului, folatul, important pentru doamnele care vor să aibă copii, avem vitamina K, foarte importantă în sănătatea vaselor de sânge, în coagulare, deci atât o multitudine de nutrienți, foarte mult beta-caroten, antioxidanți, foarte mulți. Deci e un spuneai tu ceva de opărit. Ce înseamnă opărit? Cam cât timp ar trebui să ținem spanacul în apă la fiert ca să-și păstreze proprietățile? Vorbim de câteva zeci de secunde aici, deci nu fiert până se schimbă culoarea. Ideea e să capete o culoare verde puternică, să nu capete o culoare maro. La fel, când cumpărăm la conservă sau deja preparat, trebuie să ne uităm să nu fie schimbată culoarea foarte mult, pentru că atunci sigur am distrus mai mulți nutrienți decât am încercat să punem în valoare. Cantitativ, cam cât spanac ar trebui să mâncăm zilnic? Eu am luat așa frumos și îmi fac și eu cumpărăturile acum. Nu știu dacă neapărat atât de mult, aici sunt probabil un kilogram de spanac. Nici papa nu mănâncă atât. Nu, dar undeva la 500 de grame de frunze în total pe zi ar trebui să mâncăm pentru a obține beneficiile lor. Sigur, fibrele, beneficiul pe care îl știe toată lumea, antioxidanții și minerale, vitaminele, toate despre care am discutat. Deci trebuie să consumăm o cantitate rezonabilă, nu două frunze de spanac lângă un kilogram de carne, nu, așa nu. Mai puțină carne și mai multe frunze, mai ales acum primăvara. Cristi, dă-ne câteva ponturi de rețete pe care putem să le preparăm acum în post cu spanac. Mie îmi place foarte mult tradiționala rețetă de spanac cu ouă, ochiuri și merge foarte bine ca mic dejun. Dar nu e de post. Nu e de post, într-o supă de linte și îmi place să fac supă de linte cu spanac. Fierbem lintea și la sfârșit punem și spanacul, băgăm în blender și ne iese o supă cremă de linte foarte bună combinată cu spanac. Și sigur, frunzele mici pot fi folosite proaspete în salate, se găsesc, așa cum spuneam, tot timpul anului și beneficiem de această plantă minunată oricând. Mai avem aici ștevie, mai avem leurdă, nu? Un tișor? Deja mi-am comandat, mi-a pus deoparte, da, profităm de ele pentru că sunt de sezon, sunt de pădure și, în general, toate aceste frunze culese direct din pădure sunt mult mai bogate nutritiv decât plantele crescute în mod organizat. Și atunci acei nutrienți, vorbim de minerale, de oligoelemente, de vitamine, de antioxidanți, sunt în cantități mult mai mari. La fel, le preparăm minimal opărite, nu fierte foarte mult pentru a le păstra calitățile și le putem face de la pastă, cremă, supă, salată, orice ne dorim, atât ca garnitură, cât și ca, să spunem, un fel principal. În post avem tendința să mâncăm, nu știu, foarte multe făinoase, soia poate în exces. Ar trebui să, nu știu, să mâncăm mai multe legume, nu? Și mai multe verdețuri e indicat. Asta înseamnă detox. Sigur, mai ales că este primăvară, trebuie să profităm de aceste verdețuri. Celelalte alimente le găsim și în restul anului și le putem consuma oricând. Ca surse de proteine aș recomanda mai degrabă linte, mazăre, năut, fasole chiar de diverse tipuri există acum decât soia. Soia mai puțin și ea nu se potrivește gravidelor, nu se potrivește copiilor, deci este un aliment ceva mai pretențios. Și ce ar trebui să mai evităm acum în post? Știm ce trebuie să mâncăm, ce trebuie să evităm? Păi avem cele trei nu.
zahăr, făină și ulei. Dacă evităm aceste trei pseudoalimente sau, să spunem, ingrediente foarte comune, atunci suntem în siguranță. Am rezolvat 80-90% din dietă, pentru că nu mai mâncăm dulciuri, nu mai mâncăm pâine, nu mai mâncăm paste, nu mai mâncăm alimente prăjite. Sigur că rămâne o linguriță de zahăr în cafea, nu e nicio problemă, sau o linguriță de ulei de măsline într-o salată, sigur că sunt indicate, dar atât. Și atunci, dacă am scos zahărul, făina și uleiul și cele care îl conțin, cred că suntem în siguranță. Avem în rest o multitudine de alimente din care ne putem inspira să facem rețete gustoase și hrănitoare. Mulțumim tare mult, Cristian. Răzvan, Dani, ne întoarcem la voi, o să ținem și post corect și ne întoarcem și mai sănătos. Vă pup, zi bună! Mulțumim, Aura, te pupăm